Vom vorbi despre inversiunea uterină. Este o complicație foarte rară și este foarte important în acest caz să știm cum să reacționăm. Partea teoretică și la fel partea practică sunt foarte importante pentru aprofundarea acestui subiect. De obicei este o complicație relativ imprevizibilă. Evident că factorii de risc care duc la atonia uterină sau factorii de risc care duc la o aderență anormală a placentei ar trebui cunoscuți dinaintea nașterii. De multe ori, producerea unei inversiuni uterine este imputată medicului sau moașei care a asistat pacienta respectivă. Lucrurile nu stau chiar atât de clar sau de simplu. S-a dovedit că delivrența dirijată scade riscul de atonie și atunci scade și riscul de inversiune uterină. După expulzie, în momentul în care credem că placenta s-a dezlipit, cu o mână încercăm să ascensionăm fundul uterin, iar cu cealaltă, în caz că placenta nu se mișcă, putem face o tracțiune ușoară pe cordon. Întotdeauna mâna din vagin poate palpa poziția placentei în vagin și relația ei cu colul uterin. Inversiunea uterină o putem clasifica în 4 tipuri, gradul 1, 2, 3 și 4. În cazul gradului 1 și 2, fundul uterin inversat nu depășește orificiul cervical și reducerea acesteia este de obicei foarte facilă. Gradul 3 înseamnă că fundul uterin a depășit orificiul cervical și este la nivelul introitului vaginal, iar în gradul 4 uterul este total inversat și în exteriorul pelvisului. Succesul reducerii inversiunii uterine depinde de rapiditatea cu care reușim să o reducem, atâta timp cât uterul nu s-a contractat, manevra e relativ ușoară. Putem să ne imaginăm că o inversiune arată aproximativ ca în situația asta, cu fundul uterului care poate avea placenta aderentă sau nu. Dacă placenta este în curs de decolare, o dezlipim complet. Dacă este o aderență anormală și nu se dezlipește ușor, nu încercăm această manevră. Atonia uterină combinată cu dezlipirea placentei poate să agraveze hemoragia. Pentru a reduce o inversiune uterină imediat după producerea ei, există două metode, taxisul lateral și taxisul central. Taxisul lateral presupune ca din aproape în aproape să introducem fundul uterin în vagin. Ulterior introducem mâna, prindem fundul uterin și o împingem uterul spre ombilic. Taxisul central presupune formarea unei ancoșe la nivelul fundului uterin. Folosim două mâini. Dacă degetele ne alunecă, putem să ne ajutăm de o compresă sau de niște câmpuri pentru a realiza același lucru. Cu vârful degetelor împingem în fundul uterului și în momentul în care fundul uterului a intrat în vagin și avem o ancoșă suficient de mare, mâna de mamă se transformă în pumn și împingem în ax obstetrical spre ombilic. Maneva este ușoară atâta timp cât inelul de retracție nu a devenit foarte strâmt. Nu scoatem mâna din vagin și continuăm masajul bimanual până când perfuzia ocitocică își face efectul. E important să nu uităm că pe parcursul acestei manevre trebuie oprit perfuzia ocitocică și ea va fi reluată după reducerea uterului. Avem aici un model uterin, fundul uterului, cele două ligamente rotunde, segmentul inferior uterin, aici este colul uterin și mai deschis la culoare vaginul cu orificiul vaginal. Și aici avem colul cu fundurile de sac vaginale. Putem exemplifica pe acest model gradele inversiunii uterine. În gradul 1, doar fundul uterin este inversat. Gradul 1, avem fundul uterin inversat, dar nu ajunge chiar până la col. Observăm că distanța dintre inelul de constricție și col este foarte mare.
Și aici avem ligamentele rotunde și de obicei în spate ovarele care nu au ajuns să intre în această ancoșă. Gradul 2 este asemănător, inelul de retracție și fundul uterin care ajunge până în apropierea colului. Durerea este foarte intensă, șocogenă și uneori diagnosticul clinic e dificil atâta timp cât fundul uterin nu a depășit colul. Gradul 3 al inversiunii uterine, fundul uterin și placenta, în cazul în care nu s-a decolat, au ajuns deja la orificiul vulvar și avem în continuare ligamentele rotunde. De obicei deja ovarele sunt în interiorul acestei depresiuni. Primul scop al reducerii unei inversiuni de gradul 4 este aducerea ei la un grad 3. Gradul 4 al inversiunii uterine, avem orificiul vaginal și uterul care coboară cu totul. Poate să coboare chiar atât de mult încât ajungem ușor la fundurile de sac vaginale. Inversiunea de gradul 4, aici avem orificiul vulvar, vaginul e mai deschis la culoare, fundul uterin, eventual cu placenta care e neagră. Maneva Johnson presupune să prindem fundul uterului în palmă cu degetele posterior și să introducem uterul în vagin. După ce am ajuns la un grad 3, vârfurile degetelor trebuie să avem grijă să nu apese în fundurile de sac vaginale posterioare sau lateral, pentru că putem crea leziuni. Vârfurile degetelor ar trebui să fie în interiorul inelului de constricție pentru a-l dilata și a facilita reducerea uterului. În felul acesta împingem din aproape în aproape fundul uterului până când reducem inversiunea la un grad. În momentul producerii inversiunii uterine, pacienta va avea dureri violente. Avem un șoc cu componentă neurogenă și un șoc hemoragic, dar componenta hemoragică e mult mai redusă comparativ cu prima. Este un element important de diagnostic clinic. În momentul în care constatăm inversiunea uterină, va trebui să o reducem cât mai repede posibil prin manevrele de taxis lateral sau central. Dacă prima manevră nu reușește, putem să chemăm anestezia. După instalarea analgeziei, încercăm manevre mai complexe. Primul lucru, chemăm toată echipa, oprim perfuzia cu oxiton, instalăm pacienta în poziție ideală și încercăm din nou reducerea. Dacă am putea să vizualizăm pe calea abdominală ce se întâmplă în timpul manevrei de taxis prin metoda Johnson, ar arăta cam așa. Avem fundul uterin inversat, ligamentele rotunde, ovarele de multe ori în gradul 3 deja sunt în interiorul acestei ancoșe. În momentul în care începem manevra Johnson, prindem uterul în palmă cu degetele posterior, introducem fundul uterului inversat în vagin, fixăm degetele la nivelul inelului de constricție în interiorul acestuia și încercăm să îl dilatăm și introducem treptat fundul uterului înapoi în abdomen. Continuăm să împingem fundul uterului pe cale vaginală, împingându-l în ax obstetrical. La sfârșit continuăm masajul bimanual după reducerea inversiunii. Dacă manevrele de taxis nu reușesc să reducă inversiunea uterină, avem opțiunile chirurgicale. S-au descris intervenții pe cale vaginală, când putem secționa inelul de constricție anterior sau posterior. Hotărâm să secționăm inelul anterior, va trebui întâi să decolăm vezica urinară. Avantajul este că repararea acestui defect este mai ușoară. Dacă
facem incizia posterioră, nu mai avem risc de leziune vezicală, dar repararea defectului e puțin mai dificilă. Majoritatea autorilor recomandă intervenția pe cale abdominală. Accesul este mult mai bun. Putem să acționăm pe ambele părți, și pe cale vaginală și concomitent și pe cale abdominală. Imaginea intraoperatorie. Avem fundul uterin inversat cu ligamentele rotunde și ligamentele olombo-ovariene cu ovarele care n-au fost montate aici. Ovarele sunt la nivelul orificiului de constricție sau chiar și în interior. Unul dintre operatori susține uterul de o parte și de alta a ligamentelor largi și celălalt operator încearcă să le reducă prin manevre blânde. Putem încerca cu două degete să lărgim, să tragem de orificiu și să lărgim, în timp ce cu celelalte încercăm să rulăm pereții uterini. Pe măsură ce mâna întâi face această manevră, mâna a doua stabilizează noua poziție a uterului, strângând bine cu degetele inferioare. Avem mai multe opțiuni, putem să prindem ligamentele rotunde cu câte o pensă Alice, să tracționăm de ele în timp ce continuăm aceste manevre de dilatare. Putem folosi chiar și o ventuză Kiwi, care se introduce pe acest, pe fundul uterin, în interiorul inelului, și în timp ce unul dintre operatori lărgește inelul, celălalt tracționează. Concomitent cu aceste manevre pe cale abdominală, un al treilea operator poate să ajute pe cale vaginală. Dacă manevrele nu reușesc, putem inciza inelul de constricție, anterior sau posterior. De obicei, această incizie se face posterior la acest nivel, folosind un bisturiu clasic sau electric. Noi o să folosim o foarfecă. În momentul în care am secționat acest inel, devine mult mai lax și putem să reducem inversiunea. Și am reușit să reducem inversiunea uterină. Va trebui să refacem acest defect printr-o sutură, de obicei surge. După ce am secționat inelul posterior, o manevră este aceea de a introduce două degete în acest orificiu și apăsăm de jos în sus cu degetele pe fundul uterin în încercarea de a-l reduce. După reducerea inversiunii uterine, va trebui să folosim o metodă care să împiedice recidiva ei. O variantă este să montăm un balon intrauterin, cum este balonul Bacri. Altă variantă este să folosim suturi de compresie, ca în cazul atoniei uterine, de exemplu sutura bilinci sau suturi transfixiante prin peretele uterin, care să împiedice 100% această inversiune. Evident că se folosesc fire resorbabile. În funcție de timpul care trece până la reducerea inversiunii uterine și de gradul de afectare a vascularizației ovarului, va trebui să evaluăm viabilitatea acestora.